Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze pe Vlad Bilț! Hai bă, Bilțile, bă! Așa, ești exact, în punctul în care trebuie să fii. Mersi frumos! Mă cheamă Vlad, data trecută v-am povestit cum am fost eu la call center. Astăzi am venit cu o poveste de dragoste despre o tipă care eu credeam că e iubirea vieții mele și după am văzut că e doar o și clar. O să vă povestesc, doar vă rog să ascultați. În primul rând, eu am cunoscut-o pe net, am cunoscut-o pe Tinder, că na, asta făceam eu la call center în loc să muncesc. Cunoșteam fete pe net și am cunoscut-o acolo, vă dați seama că n-avea cum să meargă. Am chemat-o la un date, bă, și la date mi-a făcut metoda, m-a sunat o prietenă. Dacă nu știți ce-i metoda, m-a sunat o prietenă, vă spun eu, femeile sunt rele. Unde dă? Băi, cum e, bă, este incredibil. Femeile sunt rele. Metoda, m-a sunat o prietenă, e atunci când ea vrea să plece de la date și nu știe cum și o sună o prietenă pentru un motiv incredibil de stupid ca să plece de la date. Dar incredibil de stupid, la modul, alo, Teodora, vino repede acasă că s-a stricat pisica. Vino repede acasă că îmi place pâinea. Vino repede acasă că mâine-i miercuri. La modul ăla de stupid. Bă, deci e atât de stupid că îți dai seama că te minte. Adică nici nu mai merită să-i rezolvi problema. Da? S-a stricat pisica? Ați încercat să o închideți și să o porniți la loc? Bravo! Bravo. Da, și până la urmă a plecat de la date, dar tot am cucerit-o. Cum am cucerit-o? I-am zis că o să-mi iau un BMW din 2015, prin 2025, cam așa. Și n-a avut cum să reziste. Dar, bă, n-a mers relația cum mă așteptam. Ea nu era cum mă așteptam eu. Eu mă așteptam să fie o femeie geloasă, nu știu, să îi zic că vreau să ies cu prietenii la bere și ea să-mi zic că nu pleci nicăieri, stăm toată ziua în casă și facem dragoste. Dar nu, ea era la modul, ea îmi zicea, decât să ieși cu prietenii la bere, nu mai bine-i chem pe prietenii acasă la noi și te duci singur la bere? Ce n-a mers? Cum dă n-a mers? Ha, 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 să vi se întâmple și vouă. Și, na... Până la urmă ne-am certat, bine, nu ne-am certat, am luat bloc pe Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Wikipedia, OLX, Autovit, Edeman. Am luat bloc pe numărul de telefon și nu mai aveam de pe ce să o sun. Na, noroc că în perioada aia lucram la call center și aveam 20 de telefoane în birou. Ia fă, blochează Franța și Spania. Bă. Bă, și nu asta era problema. Problema principală era managerul care ne supraveghea. Ce trebuia noi să facem la call center? Trebuia să-i sunăm pe străini, să le vindem bitcoin în engleză. Și era destul de ciudat, știi, să treacă managerul pe lângă toată lumea, să audă de la toți, wanna buy some bitcoin? Numai de la mine. Teodora, ești o... Dar de la Dumnezeu. Bine, mă. Băi, este ceva, bă. Și să fie managerul acolo supărat. Vlad, spune-i lui Teodora că dacă nu cumpără bitcoin, ești concediat? Și o să fiu la modul Teodora, a zis managerul că dacă nu cumperi bitcoin, ești o... Eu nu ținea pe lei. Și ce pot să vă spun eu că am învățat din toată experiența asta? Bă,
nu știu, dragostea e un sentiment egoist, pentru că ne pasă doar cum ne simțim noi în relația aia. Când ceva se întâmplă și celălalt se schimbă și devine prea slab, prea gras, prea plictisitor, prea gelos, prea posesiv, sau pur și simplu respiră și se joacă Counter-Strike, atunci e momentul când plecăm, pentru că ne pasă doar cum ne simțim noi în relația aia. Și, nu știu, eu în general nu prea am avut succes la femei, nici în liceu. Eu în liceu eram la Mate Info Bilingve Engleză. Și colegele mele de la Mate Info Bilingve Engleză se combinau cu Școala de Arte și Meserii. Deci vă dați seama. Și de unde alăturarea asta, în primul rând, Școala de Arte și Meserii, Arte și Meserii. Voi v-ați gândit vreodată că ăia de la arte nu vor să meargă la aceeași școală cu ăia de la meserii? Ăia de la arte să fie niște sensibili, niște finuți, și ăia de la meserii să fie hă, e joi, se dă la... Bă, și nu înțeleg de ce aveau succesul ăsta, că erau niște proști, erau niște capete pătrate, erau... Gen, oamenii ăștia n-aveau cum să fie romantici, în primul rând. Voi vă dați seama cum putea să fie unul la meserii romantici. Eu îmi imaginez cum, nu știu, cum deșurubează o piuliță și face în continuu. Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește. Nu știu, să aibă sculptură, să-i strângă profesorul pe toți într-o clasă, să fie un bolovan uriaș în mijlocul clasei și să zică, vedeți bolovanul ăsta? Jumătate dintre voi o să faceți coloana infinitului, jumătate o să faceți borduri pentru sectorul 4. Da, cam asta a fost experiența mea din liceu, vă dați seama. Mulțumesc frumos! Bravo! Bravo! Urmează să ne întreb câte like-uri credem că ia. Trei! Da, spun eu, trei! Trei, că acum s-a auzit în jurizare. Vlad, spune-ne ce mi-ai făcut între timp. De câteva luni, da. Mi-am căutat un loc de muncă, mi-am găsit un loc de muncă, am fost concediat. Am fost concediat chiar de ziua mea, măcar mi-au dat niște timp liber. Băi, ce suflete mari, deci patronul tău are umor. Postul patron, mă rog. Și unde te-ai angajat? Chiar la un call center sau? Da, am vândut Bitcoin. Dar tu ce faci în timpul tău liber? Cum ți-l petreci? În timpul liber îmi caut de muncă, nu știu, mai citesc ceva și încerc să supraviețuiesc pe pandemie. Înainte, în timpul liber, făceam stand-up, acum nu mai fac stand-up și... În ce domeniu îți cauți de muncă? Sincer, peste tot, efectiv aplic la toate joburile, în orice domeniu, efectiv aplic peste tot, ca pe Tinder, știi, dai like la toate femeile, așa și acolo, apeși pe toate joburile și vezi cine te cheamă. Care e cel mai stupid job la care ai aplicat? Sau cel mai nepotrivit, cel mai, nu știu... Cam toate, nici nu știu, asta. Și ăsta cu Bitcoin-ul a fost destul de stupid, pentru că nici măcar nu mi-au zis de ce m-au dat afară. Mi-au zis doar că nu credem noi că ești potrivit pentru jobul ăsta, să mori tu. E ca într-o relație când se desparte tipa de tine și vine cu un motiv de ăla abstract. Nu sunt eu, sunt tu. Sau nu e vina mea, e... Asta e foarte abstract, da. Nu sunt eu, sunt tu. Nu ești tu, sunt eu. Nu, mă, it's not you, it's me. Dar le-a întors. Le-a zăpăcit. Da. Spune, mergi pe role? Poftim? Mergi pe role? Ce fel de role? Mă, nebunule. N-am mers nici pe bicicletă, crede-mă. Deci am încercat la 20 de ani să învăț să merg pe bicicletă. Nu m-am lovit tot drumul, m-am lovit când m-am dat jos și mi-a venit pedala în picior. Cu trotineta mergi? Alergi în parc? Faci ceva? Sunt prea mare pentru trotineta. Mă duc la sală, m-am lăsat de sală cât a fost închisă. O să mă reapuc de sală. Mă duc la sală, m-am lăsat de sală. În ce sens ești mare pentru trotineta? Că n-ajunge la ghidon, Chipre. Nu știu, port 45 la picior, nu știu să-ți estimez cât e trotineta aia. Mică. Este atât de înalt încât nu-și vede picioarele. Sunt atât de înalt că mi-e frică de înălțime. Corect. Da, deci nu e în sensul că stai gârbovit pe ea pentru că e prea jos, ci în sensul că nu-ți încape talpa pe trotinetă. Foarte bine. Cred că da, n-am încercat niciodată. Mă deranjează trotinetele și mă deranjează și bicicletele și oamenii pe bicicletă care merg pe trotuar și claxonează pietonii. De ce mergeți cu bicicleta pe trotuar? Mergeți pe autostradă și muriți ca niște bărbați.
Asta a fost din Dana Budeanu. Da? Da, da, da. Gen. Știi ce e extraordinar? Stai, că mai vrem să-ți spunem ceva. Am văzut că-ți place să te uiți pe YouTube la Ai Umor. Nu mai bine te abonezi? Și la canal și la notificări. Să afli primul când băgăm material nou. Spor la play acolo în continuare. Aici, play, la play. Capitan de play? Vrei să fii capitan Dan, capitan de play? Dan, capitan de play.